Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Te așteaptă o zi propice. Este foarte potrivită pentru muncă și studiu. Face posibilă finalizarea sarcinilor începute mai devreme și clarificarea lucrurilor care erau de neînțeles. Va exista șansa de a găsi noi aliați, dar trebuie de avut în vedere faptul că toate acordurile încheiate astăzi sunt temporare. Mai târziu, multe probleme vor trebui discutate din nou. Coincidențele de succes nu sunt excluse, ceea ce vă va împinge către gânduri interesante. Vă va spune cum să procedați. Încearcă să fii atent la lucrurile mărunte. Ceea ce pare nesemnificativ acum poate juca un rol important mai târziu. Horoscopul zilei Taur. Zi propice pentru întâlniri de afaceri și personale. Te înțelegi bine cu oamenii, poți câștiga cu ușurință favoarea celor cărora de obicei nu le place nimeni. O cunoștință întâmplătoare poate începe o prietenie sau o poveste romantică. Sunt posibile întâlniri neobișnuite care vor fi amintite mult timp și te vor împinge către gânduri interesante. Vizitele neașteptate nu sunt excluse, vei fi bucuros să ai oaspeți. Încercați să nu vă supra-solicitați, va fi util să vă odihniți, să vă distrageți atenția de la gândurile despre afaceri. Vă puteți întoarce la vreun hobby vechi, va da din nou o mulțime de emoții pozitive. Horoscopul zilei Gemeni. Zi propice pentru comunicare. Ești capabil să îi interesezi și să-i farmeci pe mulți, să-i atragi pe cei care n-au susținut pe nimeni înainte. Unii gemeni vor avea aliați foarte puternici. Colaborarea nu este întotdeauna ușoară, dar de multe ori datorită ei se deschid noi orizonturi și vin oferte care vă pot schimba viața în bine. Ziua este generoasă cu noi oportunități. Trebuie să decideți pe care să o utilizați. Ascultă-ți intuiția, nu vă va înșela. Ziua are succes în ceea ce privesc finanțele. Sunt posibile tranzacții profitabile. Horoscopul zilei Rac. Zi propice pentru noi începuturi. Puteți prelua implementarea celor mai îndrăznețe idei, inclusiv a celor care anterior păreau riscante, dubioase sau pur și simplu fantastice. Unii reprezentanți ai zodiei Rac vor reveni la planurile vechi și vor înțelege ce trebuie de făcut pentru a le readuce la viață. Va fi ușor să găsiți aliați. Oameni foarte diferiți sunt gata să vă susțină. În același timp, intuiția îți spune întotdeauna pe cine te poți baza și de cine este mai bine să stai mai departe. Sunt probabile surprize romantice, semne de atenție pe care vă veți bucura să le vedeți. Horoscopul zilei Leu. Zi propice pentru comunicare. Oamenii din jurul tău observă cele mai bune calități ale tale. De multe ori trebuie doar să vorbești cu o persoană câteva minute pentru a-i face o impresie puternică. Cineva se poate chiar îndrăgosti la prima vedere. Puteți conveni asupra cooperării, inclusiv pe termen lung, încheia tranzacții. Încercați să nu vă supra-solicitați după amiază. În acest timp, oboseala este adesea urmată de iritabilitate și uneori afectează persoanele pe care cel mai puțin vrei să le jignești. Relaxați-vă și gândiți-vă cum ați putea să vă mulțumiți. Horoscopul zilei Fecioară. Prima jumătate a zilei necesită precauție și atenție la detalii. Orice faceți în acest moment, țineți minte. Este mai bine să nu vă grăbiți, să nu vă asumați riscuri dacă acest lucru nu este necesar și să vă abțineți de la experimente prea îndrăznețe. Sfaturile vechilor cunoscuți și ale altor persoane în a căror opinie aveți încredere este adesea utilă. Între timp, influența tendințelor pozitive crește. Devine mai ușor să reușești în toate. După amiaza, este generoasă. Cu coincidențe norocoase, nu întotdeauna schimbă radical ceva în viața ta, dar îți ridică invariabil starea de spirit. Horoscopul zilei Balanță. Zi ușoară, de bun augur. Apar multe idei bune, dintre care unele pot fi puse în aplicare imediat. Ești inventiv și nu ți este frică să-ți asumi riscuri atunci când situația o cere. Sunt posibile oferte neașteptate, deseori sunt făcute de oameni care au fost atrăgători de mult timp pentru tine. Munca împreună poate începe o lungă prietenie. Este probabil să se facă schimbări în sectorul financiar. Unele balanțe vor putea încheia tranzacții profitabile, altele vor găsi o nouă sursă de venit. Puteți planifica achiziții mari. Puteți alege lucruri care vă vor încânta nu numai pe voi, ci și pe cei dragi. Horoscopul zilei Scorpion.
merită să acordați atenție modului în care relațiile se dezvoltă cu ceilalți. Dacă vă comportați corect, veți purta cu succes negocieri dificile de afaceri sau veți găsi un limbaj comun cu o persoană cu care nu ați putut să vă înțelegeți în ultima vreme. Propunerile interesante sunt probabile. Cel mai des acestea se referă la viitorul îndepărtat, așa că vei avea suficient timp să te gândești la asta, să cântărești argumentele pro și contra. Hobby-urile romantice nu sunt excluse. Unii scorpioni își pot pierde capul complet, cu toate acestea, nu pentru mult timp. Horoscopul zilei, Săgetător. O zi fructoasă și interesantă. Ești foarte bun la aproape tot ce întreprinzi. Puteți finaliza cu succes ceea ce a început cu mult timp în urmă și ai necesitat deja mult timp și efort. Coincidențe reușite, surprize plăcute sunt probabile. De multe ori îți oferă gânduri interesante, îți sugerează unde să mergi mai departe. Persoanele pe care le-ai scăpat în vedere în ultima perioadă ar putea să-ți amintească de sine. Aceasta este ziua potrivită pentru a restabili unele vechi legături, pentru a face pace cu cei cu care erați în conflict. Este posibil ca persoana care v-a jignit recent să vrea să repare relațiile. Horoscopul zilei, Capricorn. Dimineața sunt posibile unele neînțelegeri minore, dar enervante. Păstrați-vă o dispoziție bună. În curând situația se va schimba, tendințele pozitive vor câștiga în forță, va exista posibilitatea de a face ceva interesant. Încearcă să nu renunți la lucrurile pe care le-ai început, la jumătatea drumului. Astfel, va trebui să te întorci la ele chiar atunci când vei fi pasionat de altceva. După amiază este generoasă cu sugestii pe care nu doriți să le refuzați, de multe ori provin de la oameni care ți-au câștigat respectul și încrederea de mult timp. Va exista șansa de a consolida relațiile de familie, de a pune capăt dezacordurilor cu rudele. Horoscopul zilei, Vărsător. O zi bună care îți oferă șansa de a reuși în multe lucruri. Nu totul va merge conform planului, dar veți beneficia de evenimente neprevăzute, înțelegeți rapid cum să acționați în circumstanțe noi. Mulți vărsători vor beneficia de experiența acumulată mai devreme. Datorită ei, reprezentanții semnului vor putea atinge obiectivele stabilite cu mult timp în urmă. Seara este bună pentru întâlnirea cu oameni care îți sunt cu adevărat dragi. Acesta este un moment propice atât pentru o întâlnire romantică, cât și pentru un fel de eveniment de familie. Horoscopul zilei, Pești. Zi propice pentru lucruri utile. Ele pot fi destul de complicate, dar le puteți realiza foarte bine. Altora nu le place întotdeauna abordarea ta, dar toată lumea va fi mulțumită de rezultate. Deci, este mai bine să nu te cerți și să încerci să-i convingi pe cei care se îndoiesc, ci pur și simplu să acționezi. Cumpărăturile și negocierile vor fi reușite. Când vine vorba de finanțare, intuiția nu te dezamăgește. Vizitele neașteptate nu sunt excluse. Oamenii pe care i-ai scăpat din vedere foarte mult în ultima perioadă ar putea veni în vizită. După amiaza promite vești bune și idei interesante. Horoscopul zilei de azi.